din cei 44 de mii după ce ne s-a avut ultima situație aici, eu am făcut un calcul inginer, s-a făcut pe zbari. Mai trăim vreo 5 mii. Deci 40 de mii s-au dus, au venit. Nu vă spun că atunci, la perioada respectivă, ca trăitor la o vârstă care am văzut, am omorât totul, nu? Mi-aduc aminte când locuința pe care o aveam, eram cu mama, tata, eu și sora și au intrat peste noi trei oameni înarmați, un ofițer cu doi. Și ne-am pus în vedere ca până dimineața să împachetăm trupurile de vedere, pentru că nu se părăsesc de locuința. Acest lucru s-a întâmplat, deci, la cele 12.700 de familii de pe granițe cu Iugoslavia, care avea în spate această hotărâre stabilită. Este necesar, iarăși ca trăitor al perioadei, să vă detaliez ceva care este foarte important. În stație, în marcare, în trenuri de marșă, chestii, s-a vorbit, s-a scris, există atâtea, numai doamna Matiescu, cât a scris și alții. Dar eu vreau să vă spun lucruri pe care le-am văzut, pe care le-am trăit. Nu le-am povestit cineva, nu le-am auzit de la bunici, de la... Așa. Deci în gara la Craiova se punea problema și unde ne ducă. La un moment dat apare unul de la dirijarea circulației îmbrăcat în cefrist, care și căuta părinții, au zis că și părinții lui sunt militari. Acest cineva se numea Ierne, avea nume. Ajunge la fiecare vagon, atenție, avea un însoțitor securist. Fiecare vagon. Și la vagon îl recunoaște pe tata și tata era băi, ce se întâmplă, nu ne duc ăștia. Zic, ce el, acest trebuie, nu știu, însă toate trebunele care vin de la Jimbolia, până jos de la Echidința Mare, gând la mare să fie acolo, așa, au destinația Constanța. Eu ce vă spun, au zis, acest lucru, sigur, teama, frica unei deportări în Rusia era cât se poate întâmplă. Întreb, discutul, tata, fumată, ce face? Ce-o fi, o fi? Securistul de Amagon era un băiat tânăr. Îl întreb, știi ceva de treaba asta? Nu știu. Când mă întorc eu cu spatele, tu treci printre cele două vagoane și fugi. Unde se fugi? Îl vorbesc cu familia. Ce-o fi, o fi. Ce se va întâmpla? Nu luam piept toți această situație. Deci aici se punea o mare problemă. Debarcăm, sigur, pe drum, nenorociri, nedreutățe. Oprește trenul și departe, mă uit, noaptea, Gara Ciurnița. Aud discuții între cei care erau cu căruțe acolo ca să preia din acești oameni care veneau în vagoanele. Bă, când i-a mobilizat pe mine să vină acasă? Aseară. Dar pe tine, duce pe la ora 10 azi noapte. Această mobilizare făcută în cursul serii în localitatea Dragalina, asupra unor oameni care se plia pe cei care îi descărcau, îi lăsa pe rampă în
spune ceva unui om cal. Ne-a luat, eu m-am rătășit de o zi, eu am rămas cu o căruță să iau ceva și până la urmă ajung la locul unde constat că erau cei care îi scotea și ducea căruță. Acolo ceva foarte interesant. Mi-am găsit părinții. Vă rog să mă credeți. Pe cuvânt de onoare, vă spun, nu exagerez. Trei civili făceau parcele. Atenție! Atunci se parcela locul respectiv, care inițial a purtat numele Satul Nou, Satul Dragalina și Drochia în final, când a intrat în legalitate, în 51-52, acea 51-52, iar nu a apărat nimic. Toate acestea așezări noi n-apărau nimic. Deci, subliniez acest lucru. Trei oameni, unul stătea cu, așa cum se scria, și ceilalți măsurau. Deci, parcelare făcută în timpul când aduceau oameni ce deportați, oameni din aceștia cu căruțele de la gare. Deci al treilea lucru extrem de important. Aceste situații sunt cât se poate de evidente, de clare, că fusese altceva planificat și datorită unor neînțelegeri la nivel extrem de ridicat, lucrurile și-au schimbat. Probabil, în loc să ne trimită pe cei ridicați în noaptea respectivă, că în noaptea aia i-a ridicat pe cei 40.000, 43.000, au ajuns la concluzia să rămână țară. Așa, deci, probabil, această categorie a rămas în țară. Aceste elemente mă îndreptățesc și vă îndreptățesc pe fiecare dintre dumneavoastră să vă faceți părere personală spuse de la declarate de un om care nu era nici copil, nici bătrân. Avea 17 ani. Ba mai mult! Documentele care sunt incriminate acum, decizia 200, hotărârea 326, decizia în documentul de ridicare din 1955, din 2694, în document se spune că cei ridicați așa, pe decizia 200 sau hotărârea 326. Unii 200, unii 326. Iarăși, o situație cât se poate de ciudată, de încurcată. Sigur, în niciun caz nu poți să pui în discuție 326 PS secretă, pentru că ea apărea la ori două luni după fenomen. Deci, la două luni după lăsarea în câmp a acestor oameni, a acestor familii, se punea problema ce facem cu ei. Pe 26 august era această hotărâre 326 secretă, așa care se crede că e o hotărâre aranjată, așa cum era aranjată și hotărârea care modifica 1554, unde a împins în subsolul ei și cei care locuiau pe graniță cu Iugoslavia. Pun în discuție acest lucru care îl consider și mă îndreptățește față de perioada pe care am trăit-o. Cum am trăit-o? Așa? Ca elemente cheie pentru cei
care au această sarcină și pe care îi rugăm, pe isporici, pe oamenii care au această pregătire profesională să scoată